Cuvânt din limonar despre fapta bună. Cineva dintre părinți ne-a spus nouă că în oarecare mirean avea copii, între care era unul mai mare cu numele Aviv. Acesta era feciorelnic și foarte se păzea cu cernic și postitor și de la toate înfrângând își gândea să iasă din lume, iar tatălui îl oprea și voia a-l încurca în grijile lumii acesteia. Și era pentru acesta supărat pe dânsul și totdeauna îl ocăra pentru multa lui înfrânare și îi zicea lui, pentru ce nu te duci în lucrurile lumii acesteia ca și frații tăi? Iar el răbdând tăcea și toți îl iubeau pe el pentru multa lui înțelegere și pentru cucernicia lui. Iar bolnăvindu-se tatălui și apropiindu-se de sfârșitul vieții rânduieli și toți ce îl iubeau, pe el socoteau că tatălui îl urăște și îl va lipsi pe el de la toată partea lui de moștenire, fiindcă tatăl său era foarte bogat. Deci, adunându-se, au mers către tatălui și i-au zis, voim să te rugăm pe tine un lucru, iar el a zis, ce anume? Iar ei au zis, pentru fiul tău Aviv, ca să nu-l lipsești pe el de la moștenire. Iar el a zis lor, oare mă rugați pe mine pentru acela care nu se îngrijește deloc de ale vieții? Și numai se roagă și postește și ei au zis, așa, și a grăit lor, chemați-l aici. Și când a intrat la dânsul, a zis lui, apropie-te către bine, fiule, și apropiindu-se, s-a stins tatăl său pe sine la picioarele fiului său, plângând și zicând, iartă-mă pe mine, fiul meu, și te roagă lui Dumnezeu pentru mine, ca să mă ierte milostivul Dumnezeu pentru aceasta. Că te-am supărat în zadar, că tu pe Hristos ai iubit, iar eu, ticălosul lumești, am judecat. Și chemând pe toți frații lui, le-a zis lor, iată de acum fratele vostru Aviv, vă este vouă și tată și stăpân și să-l ascultați pe el în toate ce va porunci. Iar după ce a răposat tatăl lor, a împărțit lor moștenirea. Și partea sa a împărțit-o săracilor și pentru el nu și-a lăsat nimic. Și a zilit pentru sine o biserică mică pentru liniște. Iar când a isprăvit-o pe ea, s-a îmbolnăvit și apropiindu-se vremea sfârșitului său, a venit unul din frații lui și ședea lângă dânsul. Iar el a zis, mergi, frate, și fă mânghiere în casa ta, că astăzi este zi sfântă și praznic. Că era praznicul Sfinților Apostoli și a răspuns fratele lui, cum te voi lăsa pe tine? Iar el a zis, mergi și când va veni vremea, te voi chema pe tine. Și apropiindu-se ceasul, s-a sculat singur, și a mers la ușa fratelui său și a lovit în ușă și auzind fratele a cunoscut că-l cheamă. Iar când a venit la fratele lui, acesta s-a culcat îndată și și-a dat sufletul Domnului și toți au proslăvit pe Dumnezeu și s-au minunat de un sfârșit atât de fericit. Așa moare cel credincios. El de moarte nu se teme nici de judecată, că acestea nu se vor atinge de el, după cum ne încredințează pe noi Domnul Iisus zicând, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Un asemenea sfârșit prea frumos primește lupta și pătimirea creștinului drept credincios. O, de-ar fi cu putință a îndemna pe fiecare la această credință ca să se străduiască spre lupta cea neobosită și să se lupte el cu toată osârdia, intrând pe ușa cea strâmtă și fericit, să sfârșească alergarea sa, că acolo îl așteaptă pe el cununa cea mărită, neveștejită a fericirii, în Hristos Iisus Domnul.